Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela Conoa, etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în peștișor, etalare pentru august, pentru jumătatea lui august, cât a rămas, îmi pare rău că am întârziat, trec prin multe transformări, prin multe evenimente foarte intense, schimbări de domiciliu, renașteri, redecorări, restaurări de case, de spații. Dacă ați trecut și voi prin așa ceva, măcar o dată în viață, înțelegeți. Acum, hai să vedem. Peștișori, în august. Ce mesaje primiți? August, septembrie, poate să vii și octombrie. Uite, două suflete perechi. Interesant, dar trebuie... Interesant, justiția și șapte de spade. Cineva a mințit. Cineva minte, cineva ascunde în primul rând o pasiune, o mare pasiune, regele de bâte. Poate ascunde și o căsătorie. Variază. Ideea este că cine ascunde trebuie să manifeste dreptate dacă vrea să fie cu sufletul său pereche. Doi de cupe într-o anumită formă poate să țină și de o împăcare, de o colaborare, dar această colaborare trebuie să fie corectă. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor. August, aproximativ septembrie 2022. Am văzut asul de spade, iar trebuie discutat corect, clar și sincer. Odată. Iată. Valetul de monede. Probabil că cineva vrea să construiască ceva cu voi sau voi trebuie să studiați o nouă direcție, cum să faceți bani, cum să vă susțineți. Odată. Ia uite, de două ori, Marea Preoteasă, sunt secrete, am văzut și lacrimi, dar sunteți puternice, independente și probabil că cine e independent în curând o să mai fie în sens bun. Dar împărăteasa și preîmpărăteasa. Creșteți. Bine. De trei ori am zis. Vă ramificați ramurile. În trecut, valetul de valetul de bâte. Trei de bâte. Și opt de spade. O să clarificăm, evident. Valetul de bâte. O atracție foarte mare între voi și cineva, probabil că și distanță cu trei de de bâte. Și la distanță sunt niște probleme. Pe distanță e peste un drum, peste un oraș, peste mai multe țări. Variază. Dar e o distanță între voi. Și, repet, distanța aceasta implică probleme de partea unuia dintre voi. Sper că nu vouă. Nu de partea voastră. Cineva este blocat într-o situație foarte complicată. Stă agățat de... Interesant. De o idee. Foarte interesant cum vine. Vine un alt mesaj. Stă agățat de o idee, de o speranță, aș spune cu trei de bâte. De o speranță că atracția aceasta care se manifestă în viața voastră între voi și cineva, se poate manifesta, dar pentru asta trebuie să se transforme persoana care este blocată. Aici eu pentru mine 8 de spade program mental. Într-un program mental 8, 7 și am văzut mai devreme 7 la justiție. Într-un program mental negativ care aduce minciună, fugă, o viață imorală, nesănătoasă, incorrectă. Și atunci rămâne asul de spade pe care l-am văzut care trebuie manifestat. Dar pentru asta persoana respectivă trebuie să se transforme. Să se transforme. Și totuși o notă de speranță. Cu trei de bâte și asul de spade de care atârnă așa cineva. Parcă e o idee. Aș vrea să mă transform, vreau să mă transform. Și dacă spune de multe ori că vrea să se transforme și vrea să manifeste adevăr, poate să manifeste transformarea. Mama de foc sau regina de foc. Wow, îndrăgostiți! Wow! Și diavolul, wow!
o pasiune teribilă, să zic, diavolul. Voi, doamnelor, ales că sunteți consistente, sunteți puternice, sunteți sexy, sunteți periculoase într-un fel. Cine se apropie de produse, de creația voastră, ar spune, de ceea ce creați, ou înseamnă creație, da? Orice. Sunteți de, cum să zic, de evitat în cazul în care cineva încearcă să atenteze la ceea ce vreți voi să creați, chiar dacă e vorba de voi înșivă sau de alte lucruri. Să zic, casă, mașină, copii, eu știu, arta voastră, banii voștri, da? Sunteți foarte stabile. Foarte stabile, foarte pasionale și cu autoritate. Apare această dragoste în drăgostiții 6. Dar dragostea asta este testată de mare atracție fizică care este între voi, o mare atracție fizică. Este testată. Ori e dragoste, ori e obsesie. Interesant că diavolul apare sub persoana aceasta care trebuie transformată, vedeți? Ia să vedeți. O să și clarific. Care ar trebui să se transforme. Dragostea aduce speranță, poate e o dragoste la distanță. Cineva trebuie să facă tot timpul drumuri între voi și, eu știu, o altă situație în care este blocat. E ca o închisoare mentală, metaforică. Poate să fie și fizică și închisoarea asta poate să fie o casă în care stai și trebuie să faci cum zic alții. Joci regulile altora. Sunt multe variante, da? Vedeți ce și cum. Sau veți afla dacă nu știți. Am zis, această atracție a crescut. Dacă inițial a fost valet, acum este regina de bâte, da? Simți și voi, simți și ei. Este foarte mare atracție și a picat o carte. Se pare că trebuie să mergem în continuare, da? Da. Cuiva i s-au aprins călcâile la... Nu doar la figurat. Probabil că și la... Probabil de la atâtea drumuri. Ha. Însă... Acest personaj se pare că trebuie să se transforme. Cineva cu marcaj puternic, nu știu, ori în Capricorn, ori în Gemeni, balanță, vărsător, deși poate să fie orice altă zodie, o să mai vedem și la clarificări. Ideea este că trebuie să se transforme energia. 16, iar. 16 și 8. 8 înseamnă moartea acestui... aceste energii toxice și renașterea ei în varianta sa bună. În prezent. Ce e aici? 2, 4, 9 de cupe. Anul viitor, 9 de cupe. Speranță, am zis. 3 de spade. Scuzați-mă. Și 2 de cupe. Interesant. În viitor. Pentru că vorba de alegere între îndrăgostiți înseamnă și alegere. Trebuie să alegeți. Între această pasiune intoxicantă, magnetismul ăsta puternic dintre voi și cineva și voi înșivă. Și focul vostru interior. Și șarpele vostru kundalinic, aici un șarpe. Unele dintre voi lucrați la creșterea voastră spirituală. Și va trebui să alegeți să vă iubiți pe voi. Nu ocupe. E suficient, nu trebuie să fie 10. E suficient. Nu ocupe să vă iubiți, să vă respectați și să vă împliniți visurile. Și atunci, într-adevăr, cineva va suferi. Pentru că dacă vă alegeți pe voi, energia aceasta care trebuie să se transforme, energie, persoana aceasta, cum cer să-mi aleg cuvintele, cum să, că nu vreau să zic că e toxică. Are tendințe toxice, are tendințe de codependență, are adicții. Probabil că și voi și ei veți suferi într-un anume fel. Da, interesant. Dar veți suferi atât timp cât se blochează
adevărul. Dacă se blochează minciuna, interesant, asul de spade invers poate să fie și minciună. Dacă se blochează minciuna, că tot am vorbit de șapte de spade, de cineva care ascunde niște lucruri, în programe negative, cu alte cuvinte, se manifestă transformarea încet, încet acestui personaj. Deci dacă se blochează minciuna, se poate vindeca această decepție. Nu știu, în acest moment firul roșu îl văd ca pe o vindecare. E pasiunea asta care vă leagă și vă vindecă. Dar dacă este manifestată în, să zic, sinceritate. Dar până la sinceritate trebuie să treceți prin această, știți că atunci când pui alcool pe o rană, prin usturime, prin durere, e un moment de durere. Mai ales dacă vă alegeți pe voi. Dar eu zic să vă alegeți pe voi, nu o recuperi. O să vă doară un pic și pe voi, dar o să vă reveniți. Eventual o să vină un alt suflet pereche, doi de cupe. O să vină un alt suflet pereche, să vă stea alături. O altă pasiune. Dacă nu e alt suflet pereche, probabil că acest personaj va dori să se transforme și să vă fie alături. Iată. Regina de monede. Probabil, iar marcaj în Capricorn, probabil acest personaj, iată, iar trebuie să ne aleagă între voi și, poate am zis, este căsătorit sau o relație de lungă durată, dar trebuie să aleagă. Rămâne doar o pasiune sau se angajează, că regina de monede este o persoană serioasă, stabilă, se angajează într-o relație concretă. Interesant. Da. La capătul setului de cărți, ce este? 5 de bâte. Interesant. 5 de bâte am văzut și la Capricorn, într-o anumită formă. Și 4 de bâte. Conflicte acasă. Interesant. Acasă. Iar călătorii care implică muncă, bani și eliberarea de un trecut și de niște blocaje. Călătorii care implică eliberarea de un trecut, de niște blocaje și eventual de acest trecut și blocaje au fost permis pentru, din motive financiare. Și posibil cineva trebuie să lase în urmă aceste lucruri ca să vină înspre 4 de bâte. Relație stabilă cu sufletul pereche. Cu alte cuvinte, în momentul în care va face acest lucru, că 8 înseamnă transformare și ține și de august, eventual, această decizie a cuiva va atrage gelozie și conflicte din partea multor persoane. Dar sper că ați înțeles. În principiu am înțeles, dar sper că ați înțeles și voi. Hai să clarificăm. Ia uite, 8 de spade, iar. Asul de cupe, această... Această dragoste este blocată, e dragoste. Regele de cupe și regele de spade. E dragoste profundă din partea cuiva care nu e obișnuit să simtă sau e obișnuit să fugă de emoții. Dar vedeți voi, a fugit de emoții pentru că a fost rănit, rănită, poate că și voi, dar această dragoste reapare în viața voastră, lor sau a voastră, sau a ambilor, de fapt, cu scopul de a elibera pe cineva de această frică. Pe de altă parte, această dragoste vindecă multe răni, și ale voastre și ale lor. Și faptul că vindecă creează o stare de dependență, din care poate că ambii trebuie să ieșiți ca să vă puteți bucura de dragoste adevărată, pentru că altfel, dragostea, pasiunea, dragostea se transformă în obsesie și nu e bine. De azi cred că amândoi, că subîndrăgostiți amândoi, dacă până acum ați avut speranță, acum aveți o stare de dezamăgire pentru că știți că trebuie să... să vindecați această rană împreună. Împreună, așa simt. Bine. Hai să vedem. Valetul de băte. În trecut. Valetul... 7 de băte. Ați încercat să rezistați acestei atracții și voi și ei, poate. Pentru că ați simțit că e dragoste, nu-i dragoste, îndrăgostiți, iar apare. Apare.
7 de cupe. Probabil că ați știut că și ei au opțiuni și voi aveți opțiuni. Sunt niște confuzii, sunt niște secrete, sunt multe lucruri pe care nu le știți în această atracție foarte mare. Și ați încercat să rezistați. Dar poate și din cauza drumurilor, în fine, 3 de bâte. Cineva face drumuri, călătorește. De colo, colo. Ia uite justiția, mamă, călătorii care au o căsătorie, poate, și un divorț. Wow. Of. Dacă sunt drumuri, probabil că cineva e căsătorit și și-ar dori să divorțeze, probabil, sau ar trebui, dacă vrea să fie corect, ar trebui să divorțeze. Altfel, 3 de bâte și celelalte două cărți transmit și faptul că la un moment dat ați sperat, poate că ori unul, ori altul, ați sperat că această euforie se va manifesta corect. Face parte din dharma voastră. Că vă echilibrează viața, dar senzația că v-a adus de fapt. Da, ați sperat că va fi o nouă relație de lungă durată, frumoasă. Eventual cineva speră că se eliberează. Oh, da. A sperat că se eliberează de niște blocaje. Dar repet, și speranța dacă este a cuiva de eliberare de o căsnicie, de o constrângere, de un contract, de niște blocaje, până nu se manifestă transformarea, totul rămâne o speranță. Am zis, e posibil pentru cineva să mai fie o căsătorie pe acolo, un contract, 8 de spade. De spade, 8 de monede. Aici este blocajul în muncă. Sau din motive financiare cineva e căsătorit cu altă persoană. Sau. Munca, banii. Da. Iar asul de monede. Iar cavalerul de cupe și valetul de cupe. Asul de monede nu se poate manifesta până nu se transformă această situație. Repet, contract la locul de muncă. Poate cineva pleacă peste hotare din motive financiare sau e căsătorit cu cineva aici sau în altă țară și stă pe acolo prin preajmă din motive financiare. Scuzați-mă, tușesc. Nu știu de ce mai tușesc eu. Uneori tușesc, altori nu tușesc. În fine. Regina de bâte. Multă pasiune. Sunt multe, dar văd regele de monede. Probabil că există și cineva marcaj în semn de pământ. Regina de bâte. Regina de bâte, prezent pentru peștișori. Regina de bâte. Wow! Poate că aveți de ales între două persoane. Iar, pentru că e alegere. O persoană toxică care este prinsă în ceva și un alt personaj... Wow, foarte... perechea voastră, să zic. Regele și regina de bâte. Și împăratul. Dar care? Uneori vă mai lasă. Ia uite, vă mai lasă singur din cauza unei familii. Of. Și acum, dacă nu-i căsătorit, deși e foarte posibil să fie, probabil vă lasă din cauza părinților, rudelor, fraților, surorilor sau banilor. Iar bani. Acest personaj e foarte atras de voi, dar încearcă să-și rețină un pic.
Sper foarte atras de voi. Pe de altă parte, dacă ar fi să vorbim de voi, fără alte personaje, ce ar trebui să faceți în prezent? Să fiți în control. Să vă controlați voi pasiunea, să vă stabilizați, că patru înseamnă casă, stabilitate, să vă găsiți stabilitatea în casă în ceea ce creați voi. Să aveți încredere, să vă guvernați viața. Trecând peste alți împărați și regi, ce ar mai fi, da? Îndrăgostiți. Clarificăm îndrăgostiți. Adică bucurați-vă de atractivitatea voastră, de creativitatea voastră, de sexualitatea voastră, dar fiți în control. Însă, nu exclus, cineva cu marcaj în semnul berbecului Taurus să se simtă foarte atras de voi. Îndrăgostiți. Și dacă zic marcaj, poate să fie și Venus, poate să fie și ascendent și ce mai fi. Îndrăgostiți pentru peștișorii. Îmi place cartea asta, pentru că arată două personaje foarte fidele. Îndrăgostiții, clarificăm îndrăgostiții. Probabil că ceva, magnetismul ăsta care este între voi se va menține mult timp. Mult timp. Cineva nu poate să decide sau e greu. Ia uite, valetă de cupe. Îndrăgostiți și valetă de cupe. Posibil. Ah, interesant. Wow. Wow. Posibil energia feminină să fie mai matură decât energia masculină. Aici văd un valet îndrăgostit lulea, să zicem. Se poate și asta. Ia uite și valetul de monede. Un îndrăgostit care se consumă în pasiunea sa, dar care regretă că există niște momente de tăcere între voi foarte necesare. Ar vrea să riște, ar vrea să vină spre voi, dar se reține pentru că ori n-are curajul, ori își analizează impulsul, încearcă totul să se maturizeze. Poate, sunt niște strădani. Diavolul, clarificăm diavolul. Cum a picat? Oh, dezamăgire. Dezamăgire. Ce vreau să spun? Probabil că a trebuit comunicat un pic această... Să vă comunicați emoțiile, nu doar atracția fizică, eventual. Da, wow. Cine aici foarte aprins după voi, sau aprinsă după voi, suferă. Suferă foarte mult în prezent. Din cauza aproape, poate a unei tăceri cu eremitul. Regretă ceva, regretă poate... regretă faptul că e blocat, blocată în acea viață, în acea situație financiară, faptul că v-a dezamăgit, regretă. Regretă că are tendințe toxice. Și, da, adică regretă că își conștientizează, de fapt, cu eremitul. Începe să se vadă. Nu doar că va răni pe voi, cât că se rănește și pe el, pe ea, prin acest comportament. Ar vrea să o ia de la zero. Ar vrea... Da, dar nu doar așa săriște. Ar vrea să manifeste o relație stabilă, echilibrată cu voi. Dar își dă seama că are foarte multe de învățat, foarte multe de transformat. Trebuie să se învețe să se implice 10 de pute. Se exprime adevărul. Mai dăm o carte pe 3 de spade. S-ar putea să fie două persoane pentru unii dintre voi, din care trebuie să alegeți.
persoană care are foarte mare încredere și este stăpână pe viața sa și o persoană care e foarte toxică, care v-a dezamăgit și care acum suferă. Pentru că probabil nu știe cum se transforme. Mai dăm o carte pe 3 de spade. Uite, ar vrea să... Da. Ar vrea să se împace cu voi. Dar nu știe cum să facă chestia asta decât prin asul de bâte. Prin această... Să zic... Prin abilitățile sale sexuale. Și dacă e una și aceeași persoană, ar trebui să comunicați, ar trebui să-și ceară scuze, interesant, valetul de cupe și 6 de cupe. Probabil că va încerca să-și ceară scuze. Dacă vrea foarte mult să fie cu voi, da, nu arată cât de mult se gândește. Probabil se gândește foarte mult noaptea. Probabil că e mai liniște. Cum să facă? Cum să se împace? Cum să manifeste armonie între voi? Pentru că voi înțelegeți, îi simțiți. Și repet, nu-i doar pasiune, este mai mult decât atât. 9 de cupe. Ia uite, 2 de monede. Dar trebuie să alegeți. Ia uite, asul de spade. Clar, cineva, asul de spade. În primul și în primul rând trebuie voi să vă păstrați mintea clară. Dacă aveți de-a face cu oameni confuzi, lăsați-i să se transforme, da. Dăm o carte pe 2 de monede. 9 de cupe. 3 de monede. Doi de monede. Doi de spade. Bă, extraordinar! Extraordinar! Mai! Doi de monede, doi de bâte, doi de spade. Dacă cineva jonglează între voi, ia uite. Regina de spade și regina de monede. Mai, posibil cineva, ia uite, și șapte de spade. Posibil cineva mai căsătorit sau într-o relație de lungă durată. Dacă e între voi, tot timpul, între drumuri, am zis drumuri, da? Jonglează, ba o dată cu una, ba cu cealaltă, ba cu unul, ba cu celălalt. O relație stabilă și o relație la distanță, interesant, una stabilă și una la distanță. Blocați, blocați, lăsați-i să decidă. Și în primul rând, până decideți voi, care ar fi hotărârea? Să vă iubiți, să vă respectați, să fiți în control. Nu se poate așa ceva. Și atunci se vină cu scuzele, dar nu-i suficient scuză, trebuie să te și implici. Am văzut mai devreme un 10 de pâte mai încolo. 3 de spade în viitor. Da. Dacă au fost confuzii, dacă cineva a fost imatur în felul în care a comunicat cu voi... Trei înseamnă și comunicare, da? A creat confuzii și n-a fost de prea multă profunzime. Lăsați-mi în pace. Vedeți-vă de viața voastră. 6 de spade. Eliberați-vă. 6. E o eliberare mentală. Curățare mentală. Da, oamenii ăștia au opțiuni, au tendința de a dezamăgi pentru că nu știu ce vor. Ia uite, iar familie. Probabil că sunt, ia uite, și dacă sunt răniți,
Mai calcă pe lângă. Eventual să se vindece? Mergeți către 2 de cupe. Ia, 2 de cupe, ce înseamnă? Pe vertical văd foarte mult marcaj, gemeni, balanță. Poate și un pic vărsător, dar gemeni și balanță. Foarte mult. Doi de cupe. Doi de cupe. Doi de cupe, te rog frumos. Carte, două. Maxim, trei. Doi de cupe, te rog frumos, clarificăm. Asul de monede, ce frumos, o nouă relație, un nou început, o nouă etapă. Poate că persoana respectivă, odată ce e blocați, suferă, înțelege cu valetul de spade, așa ar fi bine să înțeleagă în ce confuzie a trăit, cu opțiunile pe care le-a avut, numai suferința a adus și lor și altora, și se detașează. Eventual, de acest stil de viață ar fi varianta frumoasă. Și detașându-se, să încerce să vină cu o împăcare, cu o nouă ofertă, eventual, în momentul în care blocați. Pentru că dacă eu jonglează, ca am zis, au opțiuni. Da? Ce fac? Stați să vă răniți? Nu. E și o atitudine un pic mai egoistă din partea lor, trebuie să se maturizeze. Dacă vor să se maturizeze, să fie împărat pentru o regină de băte, atunci să se maturizeze. Dar iar văd posibilitatea să trebuiască să alegeți între două persoane. O persoană toxică din trecut care posibil să vină să se împace și altă persoană care are încredere și care vă va oferi posibilitatea de a crea ceva valoros împreună. Da, vrea să vină spre voi, vrea să manifeste, ține foarte mult la voi, chiar dacă nu arată acest personaj. Se gândește noaptea. Ce să facă altceva decât a făcut, că de o nouă perspectivă, cum să manifeste magicianul? Și cum să vină înspre voi, ia uite, regina de băte, cum să vină înspre voi. Ar putea să fie acest personaj. Sau personajul cu probleme transformat un picuț mai în bine. Mai dăm o carte pe asul de monede. Cinci de cupe. Da, pentru că regretă. Regretă că a pierdut ocazia, uite, taur, mă special, marcaj puternic în taur. Regretă multe decizii. Taur și Marea Preoteasă. Că a avut în secret alte, ia uite, alte opțiuni când avea una foarte specială. Este dor? Mai dăm o carte. De ce e 5 de cupe? 5 de cupe. Ia. Regretă familia pe care și-a creat-o și vrea să creeze o nouă familie cu voi? Posibil, regretă 5 de cupe familie. Căsătoria sau neamul sau eu știu în care s-a născut. Și vrea să înceapă ceva cu voi? Posibil, interesant, să construiască ceva cu voi. Să se vindece, să aibă succes.
Ia, dăm și pe regina de monede. Regina de monede. Clarificăm regina de monede. 9 de cupe. Am zis, dacă vă iubiți și da, moartea. Și regina de monede. Apare o transformare în viața cuiva și în viața voastră. Ar putea, 9 de cupe într-un fel sau altul reprezintă un anume tip de independență. Emoțională, poate chiar și financiară. Pentru că sunt niște reușite, sunt niște bucurii. Moartea înseamnă transformare. Și regina de monede. Oricine va vrea să se căsătorească cu voi, ori... Dar sper. Sper că se va transforma și va avea o relație stabilă cu voi. Ia uite, asul de spade. Speră că va fi victoria. Ia uite, regele de bâte și regele de monede. Băi, acesta e împăratul, că deja sunt trei regi. Personajul vrea să devină totul. Ha? Full package. Nu? Deocamdată e trei într-unul, probabil. Sau vrea, e pe cal. Nu. Se transformă din ce-o fi în trei într-unul, dar scopul e să devină patru într-unul. Da, interesant. Mare transformare în viața cuiva. Și trecând peste alții, cine sunt ei, vorbind doar despre voi, peștișori, vă eliberați de oamenii care vă creează confuzii, care nu știu să decidă. Am zis, preluați controlul vieții voastre, învățați să vă exprimați emoțional, să creați, să atrageți colaborări pozitive, oameni pozitivi, da? Îndrăgostiți-i doi de cupe. Și oportunități care vă aduc stabilitate financiară după o perioadă de suferință. Asta înseamnă că dacă vă alegeți pe voi, cum a zis mai devreme, 9 de cupe, încet încet vă transformați viața și vă regăsiți stabilitatea financiară și valoarea. Și din perspectivă profesională, materială. Da, frumos. Dar să nu uităm că e un împărat aici, care vrea să fie foarte atras de voi și vrea să fie cu voi. Ia dăm o carte pe împărat. Ia să vedem împăratul ăsta. Dar vrea să echilibreze o separare între voi. Vrea să echilibreze lucrurile. Extraordinar, steaua. Acest personaj simte că sunteți predestinați să fiți împreună. Ține foarte mult la voi. Patru de monede, nu? Ține foarte mult la voi. Ia uite la voi, la Marea Preoteasă. Sau pești, rac, scorpion, nu? Ține secret foarte mult la voi. Am zis că-i voi învindecați. Ia uite, le aduceți bucurie. După dureri, după suferință. Voi sunteți bucuria lor secretă. E interesant cu mine. Bucurie secretă. Sufletul lor pereche secret. La care țin foarte mult. Și vor să... Da, ce să mă... Acesta este împăratul. Ha, frumos. Și dacă trebuie să se transforme din... Diavol în împărat, probabil că va face această transformare. Dacă diavolul este alt personaj, probabil și acela va încerca să se împace cu voi și va trebui să alegeți. Persoana care e dedicată, care e implicată, care e responsabilă. Interesantă etalare. Mai vedem și pe ea, uite unde s-a oprit, la I love you. I love you, you are limitless. În primul rând, iubiți-vă pe voi. Am zis de două ori deja. Dar probabil că cineva vă iubește. Ar, dedic,
declarație de dragoste. Cineva vrea să facă o declarație de dragoste. Hai, peștișor, îmi spune și mie dacă primiți această declarație. Mesaje de la îngeri pentru peștișori. O nouă dragoste. Deci va fi totuși ceva nou. O nouă dragoste, îmbrățișați-vă emoțiile. Deci va fi totuși ceva nou. Sau o nouă etapă în iubirea voastră. 18. 1 și 8. Cineva manifestă transformare în viața lor. 2, 6, iar 8. Transformare. Nu știu dacă e a voastră, cât a altora prin voi. Dar, de ce n-ar fi și a voastră? Măcar din punct de vedere financiar, profesional, ceva se transformă. Am zis, deveniți, pentru unii dintre voi, peștișori, deveniți figuri autoritare. Nu în sensul dominator tiranic, nu. Cu autoritate, cu putere de a conduce, de a decide, de a proteja, face parte din destinul vostru, da? Și alegeți dragostea, apropo. Fiți autentici, alegeți dragostea. Că tot am vorbit de alegeri la un moment dat, dacă îmi prezentam, când expuneam energia prezentului. Alegeți dragostea. Fiți autentici, nu vă păcăliți și pe cine alegeți, încercați să-i înțelegeți, să-i cunoașteți, așa cum și ei încearcă să vă cunoască. Nu vă fie frică de emoții, îmbrățișați-le și 18 e luna, da, apropo de emoții. Dacă intrați în această energie foarte puternică, există, va fi cineva care va dori din tot sufletul să vă urmeze. Va dori din tot sufletul să vă urmeze. Uite, și unicornul zboară, da, Pegas unicorn zboară cât mai aproape de stele. Cineva va dori să... Veți trăi și veți vedea, deja poate știți sau nu știți. Veți vedea. Va fi un personaj care va... Vă doriți să manifeste un destin special cu voi? Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!